Bună ziua! Mă numesc Mihai Dumitru, sunt președintele Asociației Curaj Înainte și am zis să facem ceva puțin diferit pentru acest nou episod de podcast din seria podcasturilor Zi Democracy. Pentru acest proiect ne gândim să schimbăm un pic lucrurile, iar din perspectiva asta mi s-a părut interesant să avem un solo, dacă doriți, un fel de single în persoana mea. Cu altă pălărie, se întâmplă să fiu consultant politic și cred că am puțin experiență în a vă povesti despre ce înseamnă de fapt lumea politică în România. Și, de asemenea, cât de importantă este implicarea civică într-o astfel de societate democratică și europeană, precum România. Din punctul acesta de vedere, vă pot spune faptul că pentru noi a fost o surpriză extrem de plăcută în toate școlile în care am fost și în dezvoltarea portalului nostru de ficțiune interactivă, să vedem o asemenea implicare din partea tinerilor, din cele 5 licee mai ales, în sensul în care pur și simplu nu ne-am așteptat să dăm peste oameni atât de vii, atât de frumoși și care până la urmă s-au și implicat destul de mult în viața comunităților. Colegele mele, cele care v-au predat de-a lungul timpului, dar și profesorii voștri ne-au povestit despre cât de, mă rog, de oameni faini sunteți, cât de mult vă interesează soarta comunităților voastre. Și tocmai de aceea m-am gândit că ar fi un gest frumos și din partea noastră, mai ales din partea asociației pe care o reprezint, să avem și noi, dacă vreți, curajul de a vă răspunde și de a vă prezenta puțin nu doar proiectul, dar și lucrurile cu care vă veți confrunta în momentul în care decideți să încercați orice fel de proiect comunitar în comunele voastre. Nu încep cu ce înseamnă politica, pentru că o știți cu toții, sau cel puțin o vedeți la televizor sau pe internet în fiecare zi, dar pot să vă spun faptul că lucrurile sunt întotdeauna diferite de modul de percepție a publică. Într-adevăr, ceea ce auziți de la părinții voștri, ceea ce ați observat cu proprii voștri ochi, există. Nu avem cum să negăm aceste lucruri. Iar astea țin la fel de mult de, să zicem, reprezentanții pe care îi alegem, fie ei primari, nu știu, consilieri, județeni, putem urca până la cel mai înalt nivel și fiecare va fi în felul în care a fost votat sau de către cine a fost votat. Dar în același timp aș vrea să subliniez faptul că politica, democrația este politica într-o societate democratică este ceva pur participativ. Principiul pe care vreau să vi-l transmit astăzi este că dacă nu vă place ceva, trebuie să vă implicați. Într-adevăr, vă veți lupta cu balauri, vă veți lupta cu percepții greșite sau care vi se par greșite, veți încerca să faceți schimbări care poate nu vor ieși și aceste lucruri vă vor frustra. Dar ideea rămâne că fără implicarea voastră, chiar dacă sunteți tineri, nu veți putea obține ceea ce vă doriți în comunitatea voastră. Nimeni nu dă libertate, nimeni nu dă drepturi, chiar și cele cu care te naști. Ele sunt garantate de o Constituție pentru care niște oameni până la urmă au luptat și eventual au vărsat sânge. Din toate perspectivele astea, participarea într-o democrație este cheie. Și poate mi se par
Mi se pare distant, nu știu, să ajungeți la un primar, să vorbiți cu dânsul, să faceți o petiție, să-i scrieți, măcar să, de multe ori să aflăm cine sunt deputații, senatorii și să le scrie. Credeți-mă că de multe ori și pentru ei este o surpriză faptul că le-a scris cineva. Tocmai pentru că sunt dezobișnuiți să vadă români implicându-se în propria societate. Aveam aici o problemă foarte mare pentru că de-a lungul timpului mulți dintre noi au ales calea emigrării, mulți dintre cei mai inteligenți, mai muncitori dintre noi au preferat să plece din țară și deși asta este perfect normal în Uniunea Europeană și în această mare construcție economică și culturală și politică, asta nu înseamnă că cei totuși, că statul român are toți specialiștii de care are nevoie sau, știu cum să zic, toate resursele umane de care are nevoie pentru a face lucrurile mai bune sau pentru a aduce bunăstare. Dacă privim relaxat, matur, tot ceea ce înseamnă o comunitate locală și mai ales o punem din dorința noastră, o așezăm într-o dorință de evoluție, da? De bunăstare, de creșterea bunăstării, rezultatul este că de cele mai multe ori suntem blocați de faptul că aceste proiecte durează. Da? Deci că vrem poate, nu știu, extinderea unei rețele de gaze sau până și lucruri simple, nu știu, asfaltarea unei străzi sau curățarea unui cartier dintr-un oraș. Lucrurile astea, într-adevăr, pot fi făcute mâine sau pot fi începute mâine, dar în niciun caz nu se vor termina mâine. Ori internetul, presa, viața noastră din ce în ce mai plină de stresuri, de probleme, de diferite lucruri cu care ne confruntăm zilnic, ne face să dorim lucruri simple, rapide, acum, cât se poate de repede. În politică și mai ales în România, lucrurile astea nu se pot întâmpla de pe o zi pe alta. Și din cauza asta avem automat o frustrare din partea electoratului. O mare parte dintre români nu votează, apropo. Deci, undeva la jumătate, poate mai mult, depinde de situație, hai să zicem un 40% sigur dintre români nu votează și n-au mai votat în ultimele alegeri. Asta este pentru că acești oameni au renunțat și au spus, băi, nu văd de ce, nu văd nicio schimbare. În același timp, dacă ne uităm în trecut la, nu știu, ultimii, să zic, 10 ani cel puțin de evoluție democratică, economică, culturală și așa mai departe, vedem că totuși lucrurile s-au schimbat într-un fel sau altul și în general în bine. La nivel macro de economie, de finanțe, de chiar și de calitatea vieții. Și nu o spune statul român, o spun cumva observatori externi de rangul ONU, OCDE și așa mai departe. De organizații internaționale care, a căror treabă este să monitorizeze astfel de lucruri. Schimbările nu pot fi rapide. Iar în politica românească în niciun caz nu se poate întâmpla asta, pentru că sistemul este făcut de așa natură încât să dureze. Administrația publică și prin intermediul birocrației poate excesive, dar și prin faptul că nu este neapărat, este mai degrabă construită să se autoprotejeze, nu neapărat să reprezinte cetățeanul. Această autoprotecție vine tocmai din faptul că schimbându-se puterile de atâtea ori, puterea trecând de la un partid la altul și așa mai departe, s-a găsit foarte greu stabilitatea în care omul să vină să se profesionalizeze, să facă o carieră într-un anumit loc de muncă, da, care lucrează la stat. De aici și percepțiile noastre legate de faptul că băi, ăștia nu muncesc deloc, tocmai pentru că acești oameni vin, pleacă, nu stau tot timpul acolo, iar cei care stau acolo sunt în general frustrați tocmai de faptul că au încercat cândva, acum 3 ani de zile, să facă ceva și n-au reușit nimic pentru că poate, nu știu, șeful respectivei administrații nu era de aceeași păreri politice cu el și pur și simplu l-a ignorat chiar dacă era o idee bună. Din punctul ăsta de vedere, schimbarea puterii între partide și până la urmă democrația în ultima vreme a fost destul de haotică și tocmai din cauza asta nici nu au existat foarte multe investiții
Nu mai zic problemele recente cu războiul din Ucraina și pandemia de COVID. Suntem într-adevăr, stagnăm, abia acum începem să ne mișcăm și să facem niște investiții și lucrurile să fie puțin mai așezate. Dar privind mai în trecut, mai spre copilăria voastră sau spre percepțiile voastre legate de cum au evoluat comunitățile voastre în ultimii, să zic, 20 de ani, este clar că avem de-a face aici cu dorința voastră de a face ceva și faptul că vă loviți poate de... Pe de o parte nu știți de unde să începeți, pe de altă parte, chiar dacă începeți, sunt și generațiile părinților sau poate chiar unii profesori care vă spun că nu are sens pentru că oricum lucrurile vor rămâne așa pentru totdeauna. Ați rămâne surprinși cât puteți face. Repet, faptul că scrieți unui deputat sau faptul că faceți o petiție prin intermediul unui consilier local, indiferent de culoarea sa politică, faptul că sunteți un tânăr care vrea să facă ceva, eu vă garantez că veți fi ascultați. Veți fi ascultați pentru că acest lucru nu prea se mai întâmplă. Să vezi, oricât de cinic ai fi, da, oricât de... nedoritor de schimbare sau crezând că schimbarea nu se va mai întâmpla vreodată pe meleagurile românești, să vezi un tânăr că vine la tine sau un grup de tineri care vin și spun: domne, vrem să curățăm, nu știu, curtea școlii sau vrem să curățăm nu știu ce drum ca să putem să ne oprească autobuzul, care autocarul care ne ia și să ne aducă în siguranță acasă. Nu mai suntem în era în care aceste lucruri sunt pur și simplu izolate, fără niciun fel de impact. Voi, în momentul în care faceți chestia asta, automat ați postat pe Facebook sau pe Instagram, ați vorbit cu părinții, le-ați spus tuturor prietenilor, află și directorul școlii, adică suntem într-o societate mult mai interconectată în care nu mai merge să vrei să faci ceva și să nu poți doar pentru că cineva spune nu. Iar privind pozitiv problema, faptul că ați venit cu propriul vostru proiect, credeți-mă, mai ales dacă este unul bun, credeți-mă că nu există un primar din România care să nu, ori să, nu toți au copii, dar clar, să vadă astfel de implicare și să nu fie impresionat. Din punctul ăsta de vedere, aveți cu toții un mare atu, tocmai pentru tinerețea voastră și tocmai pentru faptul că apropiați această problemă dintr-o perspectivă civică de nevoi ale comunității, pe care probabil și primarul sau doamna primar le știu foarte bine. Din alt punct de vedere, este util și pentru că suntem într-un punct în care ne revenim ca societate după pandemie, suntem cu presiunea, cu stresul acesta al războiului din Ucraina, care totuși se întâmplă la granița noastră. Am arătat cu toții câte putem face dacă ne unim, în sensul în care am oferit un incredibil ajutor refugiaților veniți din Ucraina. Și cred că pentru prima dată, fără vreun optimism ăsta nebunesc, dar pentru prima dată după foarte mult timp am arătat ce putem face dacă suntem uniți. E o idee interesantă asta cu unirea la români. De vreun secol nu prea s-a mai auzit de ea. Și cred în continuare cu tărie, asta este și unul dintre motivele pentru care am ales să facem acest proiect, că orice grup de oameni bine intenționat, care are un proiect care este bine pământenit, justificat de nevoile oricărei comunități, poate avea succes. Noi suntem aici oricum să vă coordonăm, să vă ajutăm de-a lungul acestui proces. Adică fiți siguri că veți avea susținerea noastră, care nu este una mică. Dar succesul va fi al vostru. Din punctul acesta de vedere, vă povesteam apropo de slujba mea de consultant, de imagine, de politic, de cum vreți să-i spuneți. Viața de consultant implică să identificarea și ajutorarea clienților pe lucrurile la care ei nu s-au gândit. În general, chit că ești primar, deputat, senator, ce vrei tu, ministru, eventual, ai tot 24 de ore în zi.
Și cu cât ești mai sus în scara administrației, cu atât ai mai puțin timp, pentru că ești bombardat constant de tot felul de idei. Consultanții, consilierii, treaba lor este să vină să organizeze în parte, să preia o parte din greutatea asta, în sensul în care, ok, ai 500 de informații, noi ți le sintetizăm și ți le aducem la 5 decizii pe care trebuie să le iei și care să aibă după aia ramificații în absolut orice, oricare dintre cele 500 de informații, de subiecte. Nu tot timpul se întâmplă ideal. Tot timpul există cum ar veni un foc de stins undeva, un scandal, o problemă, orice ar fi, inclusiv la nivel local. Dar ideea rămâne că rolul unui consultant, al unui consilier, este să vină cu idei și să vină cu propuneri, în așa fel încât, să zicem așa, factorul de decizie, da? Deci șeful respectivei administrații, în măsura posibilităților și a puterii sale de management, da? Capacităților sale, să ia deciziile cât mai bune pentru cele mai bune pentru comunitate. În mediul mai degrabă rural din România, adică vorbim de comune aici, chiar și uneori la nivel, uneori chiar și la nivel de județ. Există o colaborare mai bună între partide și între membrii partidelor decât în cazul politicii mari de la București. Una e să fii parlamentar de, nu știu, un județ de ce-o fi, ca să nu dau nume, să nu politizăm acest podcast, și să te ceri cu alt reprezentant din județul tău, și alta este să fii un primar dintr-o comună și să știi, practic, având în vedere că e o comunitate restrânsă, să știi și pe viceprimarul care poate e de la alt partid, și consilierii locali, cu unii dintre ei chiar să ai relații de rudenie sau, mă rog, să naști fiind și așa mai departe. Adică relațiile la nivelul comunităților locale sunt mult mai strânse și automat discuția începe altfel într-o comună față de cum ar începe la nivelul, nu știu, unui minister. Este logic. Asta e o oportunitate pentru voi. Și la fel de important este o șansă să găsiți această, nu știu cum să zic, abordare unitară, da? Un lucru făcut pentru binele tuturor, tocmai pentru că toți ar putea să fie de acord că, mă, până la urmă, niște copii au venit și au făcut o treabă. Au venit cu o idee și hai să o facem tocmai pentru binele lor și pentru binele nostru, toți avem de câștigat. Într-adevăr, există și provocări, există și probleme. Puteți să vă loviți de o situație în care, domne, nu, mulțumim de idee, da, nu avem bani pentru asta, nu există în buget sau oricât de mult ați fi voi voluntari pe tema asta, s-ar putea să nu rezolvați problema respectivă. Nu știu, să curățați, dacă țin minte, la un moment dat povesteau unii dintre voi că ați curățat zona din jurul unei stații de autobuz și după care de gunoaie și a doua, sau mă rog, peste o săptămână era la fel. Da, aici e o problemă, dar în același timp, nu știu, eu aș rezolva-o insistând asupra locului. Nu e ca și când dacă vine primarul și pune un semn mare acolo că nu aveți voie să aruncați gunoi, nu se va mai întâmpla. Din contră, o bună fundamentare a acestei, sau o bună soluție a acestei probleme ar fi fundamentarea unor informații de genul: bun, de ce aruncă oamenii acolo? Pentru că nu au unde să arunce. Le trebuie niște coșuri de gunoi. Există coșurile de gunoi și oamenii tot aruncă pe jos. Ok, hai să vedem cum eventual putem înfrumuseța zona, în așa fel încât oamenilor să nu le mai fie la fel de... Sau hai să o ținem într-o stare constantă de curățenie, pentru că atunci oamenilor le va fi jenă să mai arunce gunoaie dacă văd că totul acolo este brici. Eu aș merge și mai departe, nu știu, în situația în care nu există buget pentru astfel de acțiuni, să fie un poster mare făcut de voi în care să spuneți: această zonă este curățată constant de către copiii liceului. Și cumva să fie un fel de shaming de ăsta în care, dacă totuși arunci un chiștoc sau de țigară sau niște gunoaie, până la urmă să-ți dai seama că vin niște copii după tine și le strâng. Există soluții care nu implică neapărat bugetarea de către primăria unor lucruri, dar toate lucrurile astea se reduc la cât de mult vă vreți voi să vă implicați în comunitatea voastră. Nu suntem într-o situație ușoară. O parte din voi, după cum bine știu, vizitându-vă,
și-ar dori să plece din, oricum din comună, clar, și probabil chiar din țară. Eu n-am cum să vă opresc și nici n-am cum să vă conving, pentru că personal sunt de părere că atâta timp cât facem parte dintr-o Uniune Europeană fără granițe, oricare dintre noi are libertatea să meargă oriunde. Problema nu este faptul că pleacă ai noștri, cât faptul că nu vin destui de ai lor la noi. Migrația asta internă în UE nu e, pentru mine, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al asociației noastre, nu este o problemă, pentru că este naturală. În schimb, într-adevăr, ceea ce putem face este să asigurăm, sau mă rog, să petiționăm, să discutăm cu factorii de decizie, în așa fel încât să existe destule politici pentru aducerea altora a forței de muncă și a altor doritori care vor să locuiască aici. Și slavă Domnului, la ce țară frumoasă avem, nu ar trebui să fie asta o problemă, doar oportunitățile de muncă poate lipsesc. Având de altfel și exemple foarte multe și bune legate de străini care au venit aici și ne-au făcut cinste prin inițiativele lor și prin felul în care ne-au făcut chiar reclamă de-a lungul timpului pe partea de turism. Și chiar inițiative locale, baruri, chestii deschise și așa mai departe. Bun. De ce să o faceți? De ce să vă implicați dacă poate, nu știu, vreți să plecați sau nu vă interesează? Părinții voștri vor rămâne aici și vor avea nevoie și ei de o societate la fel de civilizată, dacă nu mai civilizată, față de cea în care locuiesc acum. Rădăcinile voastre sunt în aceste locuri și, până la urmă, mai degrabă v-ați aduce aminte de locul nașterii voastre într-un mod pozitiv și altfel v-ați întoarce la un moment dat, chiar și în vizită, știind că ați ajutat cu ceva localitatea din care veniți. Sigur, păstrați relații, neamuri și așa mai departe prin comunitate, dar cel mai important din punctul meu de vedere este un imbold de a face bine. La fel cum noi de la asociație ne-am dus la graniță și am dus tot felul de ajutoare unor oameni pe care nu-i cunoșteam, doar pentru că ni s-a părut normal și natural, chiar, nu știu, patriotic să ajuți răspunsul țării noastre la această criză a refugiaților. La fel pentru voi ar putea să fie treaba asta o încercare de autodefinire, ca și români, ca și cetățeni, ca și membrii acestor comunități din care faceți parte, în care, mă rog, nu voi ați ales să vă nașteți, dar până la urmă locuiți în el. Orice bine, oricât de mic, făcut a acestor comunități, vă garantez că va avea un efect asupra respectivei zone, dar și asupra voastră ca oameni. Este senzația de a ajuta aproapele, da? De a face bine în celor din jur, credeți-mă că este incredibil de puternică și de bună. Faptul că ajuți pe cineva de multe ori care nu vrea să fie ajutat și hai mama, hai ba, nu vrei să treci strada, vrei. Faptul că faci totuși un bine înseamnă enorm pentru demnitatea ta, pentru cinstea ta, pentru dezvoltarea ta ca adult. Dacă vreți, este și creștinesc, dacă vă ajută argumentul, dar de principiu este senzația aceea de a putea să vă vedeți treaba bine făcută, orice proiectel, orice lucru bine făcut, să-l vedeți și să știți că este al vostru și că v-ați lăsat orice fel de urmă în acel loc în care v-ați născut sau de care țineți. Nu am alte argumente mai bune. Civismul asta este, până la urmă, este dorința de a face bine individual sau în grupuri, de a face ceva pentru binele comunității în care locuiți. Poate fi văzut chiar și ca pe o chestie egoistă, până la urmă, dacă vreți.
faptul că ați făcut bine ca vouă să vă fie bine. Da, dar între altele ați făcut bine și altora, care vor trece și ei pe acolo și vor vedea aceste lucruri. Creativitatea minții umane este fără limită, deci nu trebuie să vă gândiți neapărat din perspectiva lucrurilor pe care, nu știu, doar o primărie le poate face. Nu, e destul să, nu știu, să faceți o zonă mai, să frumusețați o zonă, să puneți niște, să cumpărați niște flori și să le puneți undeva și astfel locul ăla să arate mai bine, să fie mai primitor, ca după aceea încet încet oamenii să înțeleagă că asta este standardul pe care ar trebui, la care ar trebui să fie toată comunitatea. Sunt câteva aspecte în acest sens. Nu este vorba doar de a face ceva, este și de a comunica acest lucru și de a transmite la cât mai mulți oameni cu putință faptul că ați făcut ceva, că v-ați simțit bine făcându-o și că mai ales că aveți aștepta și pe alții să vi se alăture. Este un mare test de maturitate și de evoluție personală să puteți accepta munca alături de alți oameni. Sunt skill-uri care după aceea vă vor trebui și la slujbe, în muncă, în carieră, dar faptul că începeți de la o vârstă mai fragedă, să zic, și colaborați și faceți lucruri care vi se par bune tuturor, uniți, într-un fel sau altul de acest scop, vă ajută enorm în viață. De-a lungul timpului, românii sunt foarte individualiști. Ei nu au, foarte puțini au această, nu pot să-i spun meternă, acest obicei al lucrului împreună. Eu, de exemplu, stau la bloc, îmi cunosc doi dintre vecini, dar n-am stat niciodată de vorbă cu ei sau să văd, băi, na, Vasile, tu cum ești, ce faci, câți copii ai, care e treaba? Sunt lucruri care se pierd în urban, dar care în rural, semi-rural, semi-urban, în comunitățile mai mici, cumva mai rămân. O vedeți probabil la părinții voștri. Poate la voi nu este la fel de dezvoltată ideea, dar până una alta sunteți într-o școală, într-un liceu, aveți colegi. Bine, nu vă placeți toți între voi sau nu aveți niște așa numite bisericuțe bine definite. Poate pentru voi, sau considerați că poate la facultate veți putea să vă definiți mai bine și voi ca personaje, ca oameni, ca indivizi și felul în care relaționați unii la ceilalți. Dar vă pot spune faptul că niște skill-uri dobândite de-a lungul vieții, cu cât mai tineri, cu atât mai bine, vă ajută după aceea, fără să vă dați seama, enorm de mult în viață. Iar faptul, din acest punct de vedere, faptul că te poți duce la un primar sau la un consilier local, cu, mă rog, respect, evident, vorbindu-i, și să-l atragi în a face ceva cu tine, tu, ca simplu cetățean, e fantastic. Deci, în momentul ăla se va întoarce România cu sus în jos și deodată o să avem o societate așa cum ne-o dorim. În loc să tragem la răspundere, să criticăm constant, chiar când sunt justificate criticile, autoritățile, în momentul în care putem face un pas spre ele și să spunem, ok, bun, asta e situația, dar nu vreți să facem ceva împreună? Uite, să fi... Noi ajutăm gratis, noi facem acest lucru din voluntariat pentru societate, pentru comunitate. S-ar putea ca rezultatele să vă surprindă. Iar acei oameni să devină din, nu știu, ceva distant, diferit, îndepărtat, cum vreți să-i spuneți, să vă devină parteneri și prieteni. Asta e propunerea mea pentru voi și asta e ceea ce am încercat să vă explic în ultimele minute. Nu vreau să insist foarte mult, doar vreau să vă spun că scopul oricărui ONG, da, oricărei organizații non-guvernamentale sau a unei asociații, fundații, cum vreți să le spuneți, să ne spuneți, este să construim aceste rețele, aceste conexiuni între oameni. Dacă degeaba ai proiecte de zeci de mii, sute de mii, milioane de euro, dacă în momentul în care le-ai terminat și așa numita implementare s-a îndeplinit, tu de fapt ne-ai adus oameni mai aproape împreună. Ăsta e scopul nostru, de-aia am ales oameni tineri ca voi,
De-aia vrem, de aceea vrem să vă unim cât de puțin, să încercăm să vedem cum cei mai doritori dintre voi se pot implica și credeți-ne că vom dori să păstrăm legătura cu voi toți de-a lungul anilor și să vedem în ce măsură putem face mai multe lucruri împreună. Cam asta e. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Revenim cu niște podcasturi în două sau trei persoane în funcție de ceea ce vrem să povestim. Dar din partea mea, Mihnea Dumitru și a Asociației Curaj Înainte, vă mulțumesc din nou și ne revedem cât de curând cu un nou episod din proiectul Zi Democracy. Toate cele bune!